Ok, Bitcoin a ieșit din range. Probabil vă întrebați ce îi cu bucuria aceasta, că tocmai s-a dus până în 29.000, corect? Și s-a oprit acolo, ceea ce înseamnă că avem un suport important și o zonă psihologică. Nu știu dacă o să menținem, dar bucuria asta vine pe un fond destul de interesant, anume că, bă, în sfârșit, după 30 de zile, nu mai stăm, dragii mei, în același range, nu știu, nenorocit dacă vreți, sau spuneți-i cum vreți voi, plictisitor, aburitor, bla bla bla, irelevant. Nu mai stăm în același range și am ieșit. Pe ce fond am ieșit în această săptămână? Pentru că este început de săptămână, este luni, o începem bine, cu pasiune, cu dorință de creștere și de a asimila informație, corect? Păi, am ieșit din acel range pentru că săptămâna aceasta avem o săptămână destul de aglomerată din punct de vedere al calendarului economic. Adică avem FOMC, o să vedem probabil majorări ratelor de referință, 25 de basic points, BPS, 25 de BPS, da? Suntem cumva priced in? Mă întreba cineva în școala noastră, în Greu Capital, dacă suntem priced in. Da, cumva da, însă cred că miercuri o să mai avem parte de ceva volatilitate în piață. Și atenție, sunt bullish. Sunt bullish, suntem într-un bull market de aproximativ 2 luni de zile, cel puțin pe Bitcoin. O să fie nevoie să vină Ethereum din urmă, după care altcoin-urile. Știți povestea, știți pledoaria, că am tot discutat-o aici pe canal. Dar în punctul acesta, Bitcoin a ieșit din range, a luat o decizie, chiar dacă a mers în jos, sunt bucuros pentru că am ieșit din acel range și putem să mai mișcăm. S-au mai lichidat niște poziții long, e ok. Dacă avem un plan bine pus la punct, dar avem o strategie bună, deja testată, nu ne interesează că e bear market, că e bull market, nici nu contează. Dacă avem planul, trecem la acțiune, ulterior câștigăm, suntem happy. Corect? Avem un risk-reward favorabil când intrăm în tranzacții. Nici măcar nu contează. Dar cred că miercuri o să mai avem parte de ceva volatilitate. Și o să discutăm despre lucrul acesta și să vedem ce ne așteaptă săptămâna asta. Vreau să vă salut cu mult respect pe toți cei care sunteți abonați la mine pe canal și mă înclin tuturor celor care ați aterizat noi aici pe canal. Nu uitați de un like sau faceți ce vreți voi, nici nu-l dați. Cum vreți voi, vreau să fiți ok. Totodată cineva mă trăgea la răspundere că am vorbit de shitcoin-ul, cred că de Evil Pepe, da? Ok, hai să lămurim câteva lucruri din capul locului. Acest canal l-am creat, dragii mei, în scopuri educativ, încerc să vă aduc utilitate, îmbrăpesc din tipul meu în fiecare zi ca să vă prezint narrative, să vă aduc plus valoare și să creștem împreună. Da, puteam la fel de bine să nu fac lucrul acesta. În nici unul din materialele mele, doar, adică tot ceea ce fac îi documentez efectiv deciziile mele. În niciunul din materialele mele nu v-am spus, bă, investiți, din contră. V-am spus, dacă nu aveți o strategie bine pusă la punct, dacă nu înțelegeți lumea asta, dacă nu știți cu ce se mănâncă, atunci dă-i un subscribe repede aici, ok? Nu, glumesc. Bine, poți să dai un subscribe și un like. Dar nu v-am spus să investiți, v-am spus să vă documentați. Și v-am spus că, adică ce fac eu, nu ce să faceți voi. Așa că e important să nu aruncăm în cârca mea, da, în spatele meu, ceea ce nu spun. Să nu-mi răstălmăciți cuvintele. Pentru că îmi doresc doar să vă ajut să creșteți. Nu vă spun ce să faceți cu banii voștri. Că e problema voastră ce faceți cu banii voștri. Și cum e problema mea, efectiv, ce fac cu banii mei. E bine că am lămurit lucrul ăsta. Gata, facem pace. Strânge mâna. Strânge-o virtual, mumule, că oricum în câțiva ani o să dăm năvală cu toții în lumea asta, pentru că ne digitalizăm de la zi la zi și nu putem să facem rabat de la lucrul ăsta. Cum vă spuneam, săptămâna aceasta avem niște decizii importante în calendarul economic sau prin calendarul economic în state. Avem decizia Rezervei Federale, asta e 1. 2. Avem GDP Growth Rate și 3. Core PCE Price Index. Acestea sunt 3 evenimente din calendarul economic din US care sunt importante și care o să aducă puțină volatilitate în piață. Chiar dacă suntem priced in, mereu la întâlnirea Rezervei Federale a fost loc de volatilitate, așa că nu văd să fie lucrurile de data aceasta diferit. Și pentru că guvernul SUA se plictisește, ce a zis? Păi hai să mai vindem 8200 de Bitcoin. Asta s-a întâmplat. S-au vândut
8200 de Bitcoin din soldul total al Statelor Unite. Sold total însumând undeva la 195.000 de Bitcoin. Cineva venea și o comentat că am postat pe Twitter și de pe Twitter am dat un share pe Instagram și o postat, mi-a răspuns de fapt cineva și mi-a zis: bă, Robert, dar stai puțin, că dacă americanii vând acum ăia 190.000 de Bitcoin, Bitcoin merge la 1000. Ok, o matematică foarte ciudată, dar vă las pe voi să faceți calculele. Și oricum, unul la mână, și dacă ar vinde, n-ar ajunge prețul la 1000. Un al doilea element important, și dacă ar vrea să vândă, acum, pentru că e criză de lichiditate, haideți să o spunem pe șleau, să spunem lucrurilor exact așa cum sunt. Există criză de lichiditate pe exchange-uri. Duceți-vă la orice exchange vreți voi și spuneți că vreți să vindeți, habar nu am, să vindeți 100.000 de Bitcoin. Cine vi cumpără în punctul ăsta? Da? Deci nu avem pe nimeni care să cumpere atât de mult dintr-o dată. Da, în timp acumulează și entități instituționale și balene, însă nu pe toți dintr-o dată, ci treptat, în trepte. Cu atât mai mult, pentru că există criza asta de lichiditate pe exchange, o criză pe care n-am mai întâlnit-o de 5 ani. Banii ușor, ușor intră în piață, v-am spus, dar pentru că există criza aceasta de lichiditate, și dacă ar vrea să vândă, nu ai la cine să vinzi acum pe exchange-uri. Unde te duci și vinzi 190 ceva de mii de Bitcoin? Lucrurile nu sunt chiar așa simple. Bă, am 190 de mii de Bitcoin, hai să-i vând. Nu, că și ăștia au acumulat în timp. Deci, haideți să gândim lucrurile logic. Ca Bitcoin să dispară, e puțin probabil. Lucrurile funcționează pe probabilități când vine vorba de investiții. De ce, dragii mei, e puțin probabil? Pentru că, în primul rând, Bitcoin are niște particularități, știți bine lucrul ăsta, și s-a apreciat cel mai mult în ultimul deceniu. Toate celelalte monede, dacă doriți, fiat, la nivel macro, se depreciază. Lira, dolarul, inclusiv aurul, adică nu are un randament ultra favorabil. Da? Inclusiv diferite companii. Sunt câteva companii care au randament foarte bun, precum Tesla, de exemplu, și compania Berkshire Hathaway al lui Buffett, au performat bine. Și mai sunt câteva. Nvidia, ok, dar per total Bitcoin a performat cel mai bine. De ce? Pentru că îndeplinește niște, are niște calități, îndeplinește niște particularități, rezolvă niște probleme în piață pe care piața în punctul acesta le cere. Pentru că lucrurile funcționează pe cerere și pe ofertă. Da? Există cererea asta și uite, există oferta asta. Bitcoin poate să facă lucrul acesta. De exemplu, un alt lucru relevant. Dacă stați undeva prin India, nu, și vreți să cumpărați diferite acțiuni pe S&P, nu pe Nifty, da, nu pe bursa indiană, e nevoie de un protocol. Dar Bitcoin se poate achiziționa. Nu-i deținut de entități instituționale, poate să fie cumpărat la orice oră din zi și din noapte, funcționează 24/7 și tranzacționarea lui e la costuri neglijabile. Long term sunt bullish, până la finele anului sunt bullish. De ce? Pentru că Bitcoin a înregistrat în ultimele luni niște creșteri impresionante. Și chiar dacă până la finele anului o să mai avem două majori arătate de referință, asta nu cred că o să impacteze foarte mult prețul Bitcoinului pe termen mediu spre lung, ci doar pe termen scurt. Parte de volatilitate și cam atâta. Dar oricum te interesează volatilitatea dacă ai un plan, ai o strategie și știi pe ce lume ești, adică cu ce să mănâncă tranzacționarea, propriu zis. Dacă vreți să aprofundați, vă invit pe site-ul meu, găsiți descrierea acestui clip, Greculiuță Capital, puteți intrați în școala noastră, aveți membership premium, $50 pe lună, plată recurentă, sau aveți cursul de cripto, 7 cursuri într-unul singur, l-am filmat cu unul din profesorii școlii noastre, cu Harry, e un curs de peste 5 ore, super educativ, din punctul A vă duce în punctul Z, cred că poate să vă servească. Cu voi a fost Robert, să aveți o săptămână deosebită și probabil mâine o să ne întâlnim cu noi update-uri vis-a-vis de această săptămână. Ce mai vreau să aveți în vedere, s-ar putea în luna august să vin să organizez împreună cu Mihai Daniel un eveniment la Londra. Sunt curios să mergeți la mine pe Instagram, să-mi scrieți cât sunteți interesați.
de acest eveniment la Londra, cât ați veni, să distribuiți clipul ăsta și unui prieten, poate îi interesat. Și o să mai avem un eveniment foarte exclusivist, privat, doar de 12 persoane, undeva pe lângă București. O să avem un retreat de 3 zile despre business, investiții, mindset și până la urmă e vorba de networking. Ce se poate crea acolo? Asta consider că e cu mult mai de preț. Haideți să creștem împreună și să facem lucrurile cât mai grozav. Mă înclin!